Un exemplu, pentru Universitatea Târgu Jiană sunt soții Dobrotă sau Neamțu. În cazul soților Neamțu, de exemplu, el ocupă funcția de prorector, ea pe cea de prodecan. Adina Neamțu a renunțat la funcția de prodecan, rămânând doar profesor universitar pentru a nu avea probleme în acest sens. Dar tot subalterna soțului rămâne, cel puțin la serviciu. Liviu Neamțu susține că ar fi dispus să renunțe la funcția de prorector dacă noua lege impune acest lucru. Soția a renunțat deja la funcția de conducere din cadrul facultății. În perioada următoare o să discutăm asupra modului de aplicare a legii și în cazul în care va fi nevoie, probabil va trebui să opte și eu doar pentru munca la catedră. Să renunțați la funcția de prorector? Să renunț la funcția de prorector în favoarea celei la catedră. O altă modificare adusă la legea educației este că profesorii nu mai pot avea funcții de conducere într-un mare de control sau de administrare în învățământul superior după ce împlinesc vârsta legală de pensionare, respectiv 65 de ani. La UCB există o singură persoană în această situație, profesorul Aurelian Țârcă, care va fi nevoit să accepte să fie plătit cu ora dacă mai dorește să predea în cadrul universității. Mă veți conforma, nu? Da, sigur că da, dar nu, n-am niciun fel de problemă. Deci eu sunt de acord cu această chestiune, pentru că eu am împlinit vârsta în decembrie. Și ați fi dispus să fiți și plătit cu ora? Nu știu ce să vă zic asta cu ora, nu știu. Nu știu în ce condiții va fi. Dacă trebuie să spună cât va fi, ce procent. Universitățile care nu se vor conforma noilor prevederi ale legii educației riscă sancțiuni usurătoare.